Doamnelor și domnilor, bună ziua! Am citit comentariile dumneavoastră și mi-am adus aminte de o perioadă din timpul Uniunii Sovietice, când Andropov, pe toți cei care nu munceau, îi impunea ca să se ducă să lucreze. Îi aranja la lucru pe la fabrici, uzine, care munceau în folosul statului. Însă astăzi, pe acești oameni care i-a scos șor în stradă și care stau și urlă, ba nu chiar urlă, dar chiar latră ca niște câini turbați care stau acolo într-un colț și nu dau voie nimănui ca să se apropie de ei, așteaptă ca șor să le mai arunce câte un os ca să mai aibă și ceva, o bucățică de carne pe el. Am ascultat și părerile unora protestanți care ei spun că Maia Sandu nu are copii, că ea nu știe ce înseamnă să ai familie. Eu un singur lucru știu, că toți cei care s-au îngrămădit și protestează astăzi, ei vor ca toți, ca restul oamenilor, să fie în rând cu ei. Însă mai sunt cetățenii Republicii Moldova care ei gândesc cu totul altfel. Și din comentariile dumneavoastră eu am înțeles că ei trebuie să meargă să muncească. Și sunt de acord, fiindcă nimeni nu e obligat ca să-ți pună în farfurie să-ți dea ceva gratis. Așa că dacă cineva nu e de acord cu părerea lor, am ajuns la o concluzie că ei, acele persoane, nu sunt în rând cu lumea. Ba chiar după părerea lor, a protestanților, nici Maia Sandu nu e în rând cu lumea. Și atunci, ce trebuie eu să fac? Să-mi las serviciu, să merg și eu să protestez acolo în rând cu ei, să folosesc, să consum alcool și să urlu și eu în zadar, care nu are niciun rost, care nu văd scopul. Și unii protestanți îi spun că se meargă să se închine în fața rusului ca să obțină gaz, că o să înghețe de frig. Atunci eu vreau să le spun, păi cum dar atunci? În perioada părinții noștri, bunei noștri, în perioada sovietică, ei nu aveau salariu mare. Ei aveau câte 70-80 de ruble, se duceau, cumpărau și ei din acei bani, munceau pe câmp, cumpărau lemne și ieșau din situație iarna. De ce voi, acum, nu vă duceți, așa cum mi-ați scris în comentarii, de ce voi, protestanților, nu vă duceți? Nu vă duceți, măi, să strângeți niște lemne uscate de pe marginea drumului sau din pădure, care poți să iei în fiecare zi, chiar dacă iei câte o creangă uscată, îți îngrămădești lemne pe iarnă. Și dacă îți mai reușești ca să mai cumperi și un cub de lemne, e foarte bine. Nu, trebuie ca toți să fie în rând cu lumea, toți trebuie să-i asculte pe ei ceea ce latră ei acolo în centru, în fața Parlamentului. Și dacă Sandu nu are familie, înseamnă că nici ea nu e în rând cu lumea.
fiindcă așa le-a spus Dodon, că ea nu are familie și în perioada sovietică aceasta este o ideologie tâmpită încă din perioada sovietică, când președintele sau directorul fabricii sau nu știu cine acolo, vreun năcealnic spunea că trebuie să faci ceea ce îți spun eu și fără comentarii. Și toți se duceau, făceau ceea ce li se spunea, le spuneau cei de la conducere. Mă sufocă această ideologie și mă sufocă chiar această logică tâmpită, fiindcă fiecare om trebuie ca să muncească, fiindcă nimeni nu vă pune în farfurie. Șor, lui i-a reușit odată din porunca Federației Ruse, că când a venit și a furat miliardul. Și el crede că și astăzi îi va reuși, însă așa cum el urlă și așa cum el critică conducerea țării, nu-l caracterizează pe un evreu din punct de vedere ca să fie evreu. Un evreu, el dă și la alții, dar din ceea ce el dă, are folos și el. Însă Șor, până în cele din urmă, zic eu că va rămâne tot numai cu borta de la covrig. Și aceasta îl caracterizează ca pe un evreu prost educat și ca pe un evreu care stă numai și latră împreună cu susținătorii lui. Atât am vrut să vă spun, doamnelor și domnilor, la ziua de azi. O zi bună, sănătate și minte protestanților.